seama, revista Memoria a trecut în ultima perioadă printr-un nou moment de cumpănă, dar ne exprimăm speranța și nădejdea că, avându-vă alături, vom putea merge mai departe. Iar prezența dumneavoastră în această seară aici ne dă încredere și curaj să continuăm. Chiar dacă în curând se vor împlini 30 de ani de la căderea comunismului, suntem convinși că avem împreună o datorie comună. Aceea de a face cunoscut celor din prezent, dar și celor ce vor veni, un set de valori care să îi ajute și să ne ajute să găsim împreună drumul cel bun pentru această țară. Cu gândul la cei care nu mai sunt, dar mai ales la cei ce or să vină, noi, Fundația Culturală Memoria și Memoria Revista Gândirii Arestate, vom încerca să ducem mai departe ștafeta lăsată de înaintași și vom continua lupta lor pentru libertate, adevăr, dreptate și un viitor mai bun. La fel cum au făcut-o și ei, vom face în continuare apel la memorie. Mulțumim încă o dată gazdelor, domnului Dimitriu, doamnei Ana Boldea, domnului Marius Boldea, doamnei Irina Margareta Nistor pentru intervențiile dumnealor, tuturor pentru participare. Ne exprimăm speranța că ați avut în această seară momente așa cum v-ați dorit să le aveți. Pentru noi a fost un moment special și ne bucurăm că ne-ați fost alături și dorim ca în continuare să ne fiți alături ca cititori, ca participanți cu materiale la realizarea revistei și, de ce nu, ca participanți la evenimentele pe care noi le organizăm. Înainte de a părăsi sala, aș dori să o invit pe doamna, pe Maica Gabriela, din stareța Mănăstirii Voronezi, care a venit special la București și dorește să spună câteva cuvinte.